voastră bună, în care e un simbol al Harului Ceresc. Ce e dovada cea mai încercătoare că oamenii se nasc și tot prin Dumnezeu iubesc? Gândită-i astăzi ca să vă primească cetatea de iubire pe amândoi. Pășiți pe această cale împărătească și nu lăsați deschisă nicio ușă dintre voi. Cărarea ce vă așteaptă e așa de minunată, chiar te va trece adesea prin Valea Pustirii. Striviți sub pașii voștri toți spinii ce se arată, dar nu striviți niciuna din florile iubirii. Viața ce veți duce e atât de frumoasă, chiar de nu îmbracă într-una doar haina fericirii. Puteți vedea adesea mintirea păcătoasă, dar nu căiați niciunul din firele iubirii. Cântarea ce compuneți cerească să vă fie, deși cu disonanțe în înălghețuirii, puteți schimba adesea ce-i fați în armonie, dar nu schimbați niciuna din notele iubirii. Pe masa ce o prindeți va fi îmbrășugare, chiar dacă vi se oferă și hrana ispitirii, mai gândeți din mânie și roadele amare, dar nu și niciodată din fructele iubirii. Chiar când ce o începeți, în doi vă va aduce puterea, fără seamănă păcii și anoirii. Se va schimba prin vreme tot ce e cald și dulce, dar nu schimbați aroma din lacrima iubirii. Iubirea ce vă leagă e tare și rezistă, dar nu uitați un lucru din tot ce vi s-a spus. Nu cultivați iubirea frânească, egoistă, ci cultivați cu grijă iubirea lui Iisus. Amin.